tradițiile unui sat frumos, unui sat din regiunea Cernăuți, tradițiile de iarnă, Malanca din Crasna. Domnul Suholițchi, aș vrea să veniți aici să vă mânesc premiul pe care îl meritați pe deplin și împreună României, z Bucareștiului, ok, predau vam, te ziciu eu. Не велика доля того, що ви зробили, але зробили дуже важливу річ, тобто українець за обходженням показав дуже важливі традиції у населеному пункті Красноїльськ, Красна, де дуже гарно святкують Різдво Христове. Ми дякуємо і запрошуємо всіх, які здатні так гарно показати румунські традиції на Буковині, в таких європейських проєктах, в європейському дусі. Тим більше, що ваші проєкти, вони були міжнаціональні проєкти. Дуже добре співпрацювали з паном Бойком. І дякуємо ще раз. Гамо, дякую. І взагалі для мене було таким власне відкриттям румунська культура, але ще до якої я самого дитинства звик саме до мови, тому що ну, ми жили на Гравітоні, і батьки мої живуть зараз там. І постійно, якби мали мене гралися, постійно чули румунську мову. І ну, мені здалося логічним зробити картину про те місце і про тих людей, про яких я щось знаю, і показати ну, власне, свою точку зору. Ось. І ну, це таке важливе в мультикультурним. Культурна комунікація, коли власне про твою державу хтось інший може зробити картину, або про іншу культуру, людина, представник іншої культури так само робить цікаву картину. І я, до речі, запрошую в найближчому майбутньому буде представлена картина «Інтерсекція». Це власне та картина, завдяки яку я створив в Румунії, власне, і вона була створена вже в копродукції Румунія і Україна. І в найближчому майбутньому буде представлена нова картина, яка називається «Інтерсекція». Ще раз дякую. Дуже мій домовий режизор, pentru faptul că a prezentat și prezintă în continuare această frumoasă tradiție din satul Crasnoic, raionul Storojineț, regiunea Cernăuți, cu o tradiție foarte frumoasă de iarnă. Îi mulțumesc și domnului Băcu pentru că a sprijinit această inițiativă frumoasă, Catedrei de Limbă Română, doamnelor Agostan și doamnelor profesoare de la Catedră, precum și dumneavoastră, cei care ați sprijinit această frumoasă idee. Și iată că și în limba ucraineană, tradițiile din Krasnoyarsk, din Krasna, sunt văzute, sunt cunoscute pe plan internațional. Domnul regizor a fost și s-a implicat, s-a înscris în mai multe competiții internaționale și iată că și în limba ucraineană, în limba engleză, frumusețea tradițiilor din Krasna sună foarte frumos. Invităm pe toți iubitorii de tradiții și de obiceiuri din Bucovina să procedeze în formă similară. Mie nu-mi rămâne altceva decât să vă urez încă o dată la mulți ani cu ocazia Zilei Limbii Române. Să mulțumesc încă o dată delegațiilor care vin din România și această practică o constat ca fiind o practică frumoasă, permanentă, partenerii care nu se supără pentru o virgulă pusă sau spusă, indiferent de situație, sunt parteneri adevărați. Partenerii societății Mihai Eminescu, din Rădăuți, din Siret, din Baia Mare, din Botoșani, din Iași, și așa cum zicea domnul președinte Băcu, din întreaga Românie, chiar și din București, sunt adevărații parteneri, pentru că aici, la Cernăuți, găsesc mult mai multă
încredere, mult mai multă tradiție și folclor autentic, relații și capacități pentru a colabora, discuta pe teme care ne sunt comune. Încă o dată vă spun limba noastră, locomoară. Mulțumesc.